Salutare lume, eu sunt Clădea Audio, YouTube, bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom face un custom command, poate vreați și voi să vedeți cum trăiește un rechin. Poate, nu știu. Dar azi vă voi arăta cum trăiește un rechin. Așa, stați, uitați. Și când iau rechinul, mă fac direct rechin. Da, și îmi dă niște abilități. Stați că intru în apă. De exemplu, vroia să mergeți până apă, dar nu puteați respira. Era întuneric. PAC! Acum nu mai aveți probleme. Stați că nu știu controla rechinul. Deci, aveți vedere nocturnă. Staruație 2, nu știu, respirație subacvatică și invizibilitate. Și Charles, agilitate acvatică X. Deci, uitați cât de epică poate să fie chestia asta. Deci, mergeți prin apă și vă doare în pulă. Puteți sta și pe la suprafață așa un pic. Puteți ataca. Hai, mergem acum să atacăm. Iar aici! Stați! Pac, pac, pac! Uf, tăi pita! Și când omorâți, vă dă speed puțin ca să ajungeți mai repede la următoarea țintă! Dar nu pot! Că am opțiuni Quad Pro, pune pe 78. Pac, pac, pac! Deride! Boschi! Așa? Și așa merg! Ăsta, nu știu dacă vă ajută pe voi în single player, dar este mișto ideea, acum sincer. Este super, deci să mergi prin apă tu, să te bați ca un rechin. Puc, gata. De, mutați asta, vedeți, o să vă luați damage. Nu mai aveți astea. Mergeți încet. Ca să vă și arăt. Vedeți, totul s-a întunecat. Nu-i mai fain. Uitați, vă luați damage. Pac! Mi-a transformat. Deci este super epică chestia, deci mișto. Puteți face și singur command blocurile, dar vă las mapa să o descărcați ca să vă jucați direct. Vă las mapa în descriere să vă descărcați și voi. Aveți resource pack-ul aia. Deci uitați-vă la el. Deci stai așa pe fundul mării, pregătiți să ataci. Stai așa, mir așa frumos pe fundul mării cu shift-ul. Deci ce-ați dori mai mult? Deci, eu zic că e super fucking chestia aceasta. Deci, e super epică, jur. Eu vă jur. Deci, merită să jucați, să descărcați mapa. Bine, versiunea este de 1.8. Deci, trebuie să aveți Minecraft 1.8, deci, cred că l-aveți. Este pentru Minecraft Vanilla. Pac, 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 pac. Și acum, hai, notăm așa frumos. Stăm pe shift, mergem încet, pac. Nu o să se aștepte nimeni, camuflăm pace pe lângă pietriș. Mere spart. Da, nu mere. Deci, e mișto. Deci, chiar mișto. Nu știu cine a făcut aceasta, deci a avut o idee super, deci, jur. Te poți distra cu prietenii pe multiplayer. Nu pe multiplayer. Dacă faceți voi server, te poți foarte distra. A, da, și în episodul următor, dacă lăsați like-uri ca să știu dacă merită să continui să vă prezint. Să știu dacă merită să vă prezint. Că dacă nu merită... Da. Bă, ce-am făcut?
Bă, mor! Deci, eu zic că merită să faceți să ăsta, să vă dau la dat mapa. E foarte mișto comanda aceasta. A, da, și la 10 like-uri, nu 10, fie 6, vă prezint și următorul custom command. O să vă prezint cum să mergeți pe lună, pe lună, pe lună. Oare vă întrebați, oare cum pot să ajung pe lună? Numai cu moduri. Dar eu o să vă arăt data viitoare cum puteți. Fără moduri. Și, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod de Custom Command Blocks. Dacă vreți să vă arăt și celălalt, și o să vă mai arăt multe în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like, chemați-vă prietenii să se aboneze și ei, tot tacâmul, ca să fim mai mulți pe acest canal. Uitați ce șmecheră este această chestie. Cum nu v-ați dori să fiți un rechin, să atacați pacii? V-ar durea fix undeva. Și eu am fost ca GTB, salutare!